Interesul comercianților pentru obținerea avizelor necesare, vânzării de flori sau mărțișoare cu ocazia zilelor de 1 și 8 martie a fost relativ scăzut în acest an. Până astăzi, municipalitatea a acordat 63 de avize pentru comercializarea de flori și 168 pentru vânzarea mărțișoarelor. În aceeași perioadă din 2019 au fost emise 300 de astfel de documente, față de totalul din acest an de doar 231. Cu toate acestea, în Podul Roș, Parc Poștă, Piața Voievozelor și șoseaua Nicolina Rondcug, cererea a fost foarte mare.